pieței de astăzi. Sper că totul este în regulă cu sunetul și putem începe fără nicio problemă. Ok, mulțumesc, este suficient. Așadar, pentru început o să discutăm câteva noțiuni teoretice combinate cu cele practice, și anume o să discutăm câteva reguli generale pentru identificarea tranzacțiilor cu risc redus și potențial crescut. Da, și să le punem puțin în practică. După ce v-ați însușit cunoștințe solide de analiză tehnică, să spun așa, care să vă ajute să identificați zone cheie de suport și rezistență, o să ne uităm pe EURUSD, probabil cel mai interesant pentru dumneavoastră, mai ales după ce le-am întâmplat recent. Deci, aceste cunoștințe de analiză tehnică trebuie să vă ajute să identificați zone cheie de suport și rezistență analizând diferite timeframe-uri. Și am văzut în webinarele trecute ce înseamnă acest lucru, pornind de la graficul monthly, weekly, daily, în general, acestea vă arată zonele cheie de rezistență. Ei, apoi trebuie să căutați acele situații în care distanța dintre suport și rezistență este cea mai mare posibil. Da? Și unde prețul, să spunem, se apropie de suport sau rezistență pentru a ne permite să intrăm în poziție cu risc minim. Cu alte cuvinte, da, în acest punct sau în această zonă, distanța dintre suport și rezistență este mai mare. Considerăm poate rezistența chiar și 1.30. Este maximă, da? Este o distanță foarte mică între zona de suport și rezistență, ceea ce ne permite să așteptăm un moment prietenic pentru a cumpăra. Putem plasa ordine limită sau putem să așteptăm momentul oportun și să intrăm cu ordine instant sau cu ordine market în funcție de tipul de dispoziție, de execuție pe care brokerul ni-l oferă. Intrăm practic în zona minimă de suport sau zona maximă de rezistență. Am spus întotdeauna că noi când cumpărăm trebuie să cumpărăm de la suport și când vindem trebuie să vindem de la rezistență. Am aici un audicat pentru că despre el am discutat mai mult timp și este un exemplu bun de situație în care prețul se află într-o zonă cheie de rezistență. Mă rog, a început să plece din acea zonă cheie de rezistență și de ce nu să folosim euro-dolar ca și acum este pe un suport, dar un suport de altfel minor ascendent. Okay, căutăm aceste zone cheie de suport sau rezistență pentru că probabilitatea ca prețul să evolueze împotriva noastră este mai mică, este cea mai mică probabilitate posibilă, pentru că noi discutăm în termen de probabilități. Da. Probabilitatea o dă forța sau importanța acelui suport. Suportul este solid, probabilitatea ca prețul să crească de la acest suport este mai mare. Dacă noi ne poziționăm în acea zonă de suport, vom avea această distanță între, practic, între stop loss și take profit. Distanța aceasta va fi maximă. E, pe de altă parte, dacă suportul este străpuns, atunci pentru noi este semnalul care ne spune că trebuie să ieșim din poziție cu o pierdere mică, limitată, și acesta este un lucru esențial pentru tranzacția noastră, pentru că nu putem să deschidem o tranzacție fără să cunoaștem de la început acest lucru, și anume, care este semnalul care ne spune nouă că trebuie să ieșim cu o pierdere limitată, pierdere mică, pentru că ăsta este și obiectivul, să limităm aceste pierderi. Dar și avem ca exemplu aici cu zone cheie de suport pe euro, USD. Acum depinde la ce ne raportăm, dacă ne raportăm la trendul intermediar sau la trendul minor, pentru care are și el două zone cheie
de super. Ai putea trasa niște linii pe aici, bine, și o rezistență cheie, am spus eu, o rezistență de două ori. Aici o dată rezistență, încă o dată rezistență cheie. E, prima dată nu a funcționat, pentru că prețul a stagnat și apoi a mai crescut pentru a mai testa încă o dată una cheie de rezistență, dar s-a menținut, perspectivele au rămas în continuare bearish în ciuda acestei crești. Important pentru noi e să știm unde noi ne-am înșelat. Avem un stop loss mic în pips, ceea ce ne permite un volum mai mare și avem potențialul maxim. Da? De ce? Pentru cum am spus, distanța dintre suport și rezistență sau rezistență și suport în cazul vânzării este cea mai mare. Bineînțeles că sunt și aici, sunt detalii și excepții, dar cam asta trebuie să căutați când vorbim de oportunități de tranzacționare. Acum, eu știu că alegeți să intrați în piață puțin înainte ca prețul să lovească suportul. Când lovește suportul sau puțin după ce prețul a lovit suportul și prefera să așteptați puțin, este o decizie poate de moment, poate de strategie, în general este influențată de diversi factori, în general emoționali. Adesea vorbim de factori emoționali, acum am spus și factori tehnici, cum ar fi strategia și experiența. Aș putea să numesc că, bineînțeles că dacă, să spunem, dacă sunteți mai îngrijorat, că veți rata oportunitatea de a cumpăra de la suport, veți avea tendința să acționați mai devreme. Da, e nerăbdarea aceea. Dacă totuși jucătorul se apropie de suport, v-ați fixat un suport, nu-l atinge, mai crește 5-6 pici. Da, și vă temeți foarte tare că veți rata această șansă, veți intra mai devreme. Aveți tendința să intrați mai devreme în piață, dacă poate această decizie să vă costă, cine știe, sau câteodată ați făcut foarte bine. Depinde de strategia pe care o aveți, tehnica pe care o aveți și de disciplina de a respecta acea strategie care în trecut s-a dovedit a fi profitabilă pentru dumneavoastră. Dacă vă temeți că, nu știu, opusul, dar nu sunteți atât de îngrijorat că veți rata oportunitatea sau, nu știu, poate vă temeți că s-ar putea să vă înșelați, atunci așteptați ca prețul să intre puțin sub suport. Da, poate să intre prețul puțin sub suport și la revenire veți lansa tranzacția și veți intra în poziție long, ceea ce poate este mai indicat și aici cu anumite riscuri, poate cine știe nu se va întâmpla acest lucru și veți rata momentul, dar în general este mai safe să faceți asta. E, dacă vreți să evitați emoțiile complet, aceste emoții care apar adesea când intenționați să intrați într-o tranzacție, atunci plasați un ordin limit, un buy limit în zona de suport și scăpați de aceste emoții și griji. Da, pot să spun că această identificare a zonelor cheie de suport, le avem descris aici, suport, sau rezistență, o rezistență, două rezistențe, noastră pungere, testare, retestare, cu perspective de suport și eventual nu confirmarea schimbării de trend. Identificarea acestor zone este secretul tranzacțiilor de succes. Aceste tranzacții cu risc prior optim, cu risc minim și potențial maxim. Chiar poate fi numit cel mai important obiectiv al analizei tehnice. Și iată și de ce, nu putem să găsim explicație. Am mai făcut referire anterior la asta. Am găsit acele situații, setup-uri, ce vă permit să intrați într-o zonă cheie de suport, da, și să ieșiți într-o zonă cheie de rezistență, cum ar fi aceasta, da? Poate și aceasta era o zonă cheie de rezistență, da, și ați marcat profitul
a fost profit, este foarte bine, chiar dacă prețul a mai crescut. Dar această distanță este practic maximă. La distanța de la punctul de intrare, mă refer, da? Am intrat într-un punct anume și rezistența și suportul, da? Și raportul acesta este mult favorabil mie, astfel încât și în cazul care, să spunem, 50% din tranzacții, din aceste momente pe care eu le identific se adeveresc sau chiar mai puțin de 50% dintre acestea se adeveresc, eu când trag linie să fiu totuși profitabil. Asta este cel mai important aspect al disciplinei de a tranzacționa doar când reușim să identificăm aceste praguri, fie de suport sau rezistență. Chiar dacă eu știu, unii spun că, nu știu, putem spune că identificarea trendurilor, o să vă răspund imediat și la întrebări, a timingului, a ciclurilor de piață este cel puțin la fel de important. Și acestea sunt importante, nu? Dar până la urmă, dacă stăm să ne gândim ce sunt trendurile, sunt și ele niște succesiuni de nivele de suport și rezistență, linia de trend. Și aceasta este utilizată ca suport și rezistență. Timingul sau momentul, cum spune oarecum, nu știu dacă este foarte corect, este viteza la care liniile de trend se schimbă. Utilizând practic analiza clinică pentru a identifica aceste nivele de suport sau rezistență, putem vâna tranzacții cu o probabilitate mare de reușită. Când vorbim de suport sau rezistență, trebuie să menționez neapărat și acest lucru. Nu mă refer strict la un preț, la un preț fix. Poate fi vorba de un range. Un range exprimat în preț și timp, da? O zonă, o regiune. Și să vă arăt un exemplu pe SP500. Da? Am identificat, să spunem, o zonă care poate fi temporară, nu neapărat un maxim, dar am identificat o zonă de rezistență. Da? Iar aceasta, am spus, nu este un punct fix ca preț. Am spus că este de la 1510 până la 1523. Iar ca timp este de la, eu știu, începutul februarie până spre 15 februarie, da? Pentru că așa am indicat analiza. Avem niște extensii treimi, ochimi ale trendului ascendent, al acestui val ascendent, dar în întâi trendul valul precedent, de jos până la maximul cel mai important, dinaintea maximului absolut aici, acesta, și extindem acest range, apoi extindem și acest prim val de creștere și găsim niște zone cheie. Apoi am luat o echivalență, o zi 1 la 1, da? Pentru a crea un pătrat de 240 de zile și un pătrat de 90 de zile. Deci cele 240 de zile, dacă îi coincid, 240 de puncte undeva în această zonă, în acest punct. Vorbim de pătratul de 90 de zile, avem 90 de zile și 90 de puncte undeva mai sus. Și de aceea am găsit de asta o rezistență, am spus eu, care de fapt este o zonă. De la până la ca preț, de la până la ca timp. Și de ce vorbim imediat o să terminăm puțin partea aceasta teoretică, o să trecem și la instrumente. De ce vorbim de zone? Când vorbim de suport fie sau rezistență, fie, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar când prețul a intrat sub acest prag, foarte mulți au crezut că gata, prețul a străpuns suportul. E, foarte mulți nu au ținut cont că suportul aici nu este un punct și anume limitat de maximul precedent, ci este o zonă. O zonă pentru că noi trebuie să ținem cont și de alți factori. Da? Și nu doar, este un nivel precedent, este doar o jumătate, să spunem așa, din
din o parte a nivelului static. Nivel static nu înseamnă doar prețuri istorice, maxime și minime dintre curs. Nivel practic înseamnă și procente din trendurile anterioare, retrageri sau extensie, tot nivel static și trebuie să ținem cont de el. Iată aici avem 1 pe 3 din trendul descendent. Deja văd o arie de suport. Apoi mai vin și cu linia de trend, care nu trece neapărat prin punctul acela cheie. Apoi mai am și factorul timp, care e deși el o marge de câteva greșează, astfel identific o întreagă zonă și nu neapărat un punct care s-ar putea să mă inducă în eroare la un moment dat, dacă eu nu analizam, făceam o analiză urmărind doar maximul trei și spuneam, da, nu știu, trendul s-a schimbat, da, dacă suportul este o zonă și nu doar din acest punct de vedere, dar vorba și de factorii psihologici. Diferiți trader, până la urmă, diferiți trader pot plasa o linie de trend puțin diferit. Bine, unii pot trasa greșit, asta cu siguranță, dar îi excludem pe aceștia, vor plăti pentru asta, cu siguranță. Pot utiliza, unii trader pot utiliza retrageri GAN, alții pot utiliza retrageri Fibonacci. Diferența este foarte mică între acestea. Apoi mai avem și temperamentul traderilor. Unii sunt mai conservativi, alții sunt mai agresivi. Apoi mai sunt și traderii instituționali, mari traderi care pot utiliza linia de suport și rezistență pentru a reuși să-și ia din piață cantitatea necesară, pentru că atunci când prețul depășește o zonă de suport, foarte mult se vor îngrămădi, să spun așa, să vândă. Poate un trader nu privește ceea ce se întâmplă, ceea ce se poate întâmpla sau ceea ce cred anumit trader că se va întâmpla astăzi. Și anume, nu știu, că prețul o să scadă. Pentru că am un nivel, un suport intraday stăpânt. Poate traderii mai mari se uită pe un termen mai lung și atunci ei vor profita de faptul că, nu știu, traderii mai mici vor fi orientați spre a vinde pentru a face un profit mic și vor, pentru a acumula la pozițiile lor, pentru a găsi cantitate în piață, fără să fie nevoit să cumpere prețuri tot mai mari, tot mai mari. Și de unde cumpăr cel mai bine decât de sub un suport? Pentru că acolo vor veni în permanență, o să vină în permanență un flux de vânzători. Tocmai ceea ce spuneam mai devreme, că este recomandat unor să lăsăm prețul să treacă puțin sub suport. Și apoi când prețul revine, acela este cel mai bun moment din piață. Bineînțeles că se recomandă să utilizăm și timeframe-urile superioare. Spun asta de fiecare dată. Mulți, foarte mulți recomandă să urmeze acest sfat. Nu este o problemă pentru mine, bineînțeles, acest lucru și preferăm în continuare să uită pe 15 minute, 10 minute, 5 minute și așa mai departe. Dar de acolo nu vor înțelege niciodată care sunt aceste zone cheie de suport sau rezistență, asta este clar. La unul putem să spunem că succesul în tranzacționare nu depinde, eu știu, de capacitatea de a anticipa ceea ce mulțimea o să facă. Da? Percep, înțelegând în această analiză tehnică pe care o facem, mai mult decât ceea ce pare în esență, pur și simplu biometrie, și înțelegând comportamentul acesta, anticipând exact cum am spus, anticipând ceea ce mulțimea o să facă și anticipând primul, sau, mă rog, nu e chiar bine spus primul, dar din timp și mai bine decât alții, mai devreme, nu? Mai devreme de când ei încep să realizeze ce se întâmplă și încearcă și apoi vor încerca să alerge după piață. Pentru că nu este, eu știu, nu este obligatoriu să știm ceea ce este corect sau adevărat, ci să anticipăm corect ceea ce restul pieței va crede în curând. Da? Să anticipezi eu acum ceea ce piața o să creadă peste un anumit timp. Asta este important. Că este corect din punct de vedere, eu știu, economic, fundamental sau tehnic, nu știu, privind, nu știu, din
prisma, nu știu, cu propriul ochi, nu este important. Trebuie să anticipezi corect ceea ce mulțimea o să creadă în curând. Și aici trebuie să mă ajute analiza clinică, să reușesc să fac asta trecând de la stadiul acesta de senator, să spun așa, de senator, sau, mă rog, nu este un termen, poate, nu este un termen corect, cred, da. Să nu privesc pur biometric și pur și să reușesc să intru în mulțimea maselor. Ceea ce spuneați dumneavoastră aici despre eurodolar, adică să revenim puțin la întrebări. Ce nivel posibil apela la corecție pe euro? În 33. Depinde acum. În 33. Deocamdată nu pot să spun că prețul să ajungă la 1,33 pentru că nu am de-a face decât cu o corecție minoră de gradul. Când avem de-a face cu un teren puternic, în primul rând presupunem că va urma o corecție de gradul 1, de 2-4 zile. Aceste primul lucru negativ care s-ar putea întâmpla acelui tren. Și deocamdată asta și avem. Nimic mai mult de o corecție minoră de grad 1 într-o zonă de suport nu foarte, foarte importantă. Chiar și îndeplinit spre 32-33 ar menține trendul intact. Nu o identifică fiind o zonă cheie de suport, cum spunea și cineva aici mai devreme legat de valuri. Dacă ar fi așa, eu știu să anticipăm încă un val ascendent, totuși nu aș vedea un raport favorabil risk-reward în acest punct, adică nu aș mai simți confortabil din acest punct. M-aș simți mai confortabil dintr-o zonă cheie de suport a trendului intermediar ascendent. Asta cu siguranță. Putem presupune că vom avea o corecție la 32-33 în momentul în care vedem că acest countertrend de gradul se extinde. Un semnal bun, eu știu, iată, închidere sub lumânarea de ieri. Probabil că nu va fi astăzi acest lucru și probabil că enigma aceasta, dacă vom avea încă un val ascendent spre 38, 38-50, nu dau seama exact acum unde ar fi zona. Dar zona cheie de rezistență, undeva pe aici, undeva, ceva de gen. Și asta ar fi zona de rezistență, eventual ținta noastră, dar probabil că, da, misterul acesta va fi un nou val sau va fi o corecție de grade până în zona de suport care spunea dumneavoastră 32-50 va fi rezolvată mâine după în preajma conferinței, cine știe, poate vom avea mișcare puțin mai devreme, eu știu, țin de toată creșterea aceasta în ultimul timp, dar nu cred că se va întâmpla mare lucru până atunci și probabil prețul se va mai menține încă în zona de suport a acestui trend minor. Spuneți dumneavoastră de o corecție în val 4 spre 32, ar putea fi, dar acum nu știu dacă acest val 3 de care este finalizat. Am putea să avem o corecție și apoi o nouă creștere sau nu știu, asta să fie tot. Vom urmări cu atenție și SP500 din prisma acestui indice, unde eu văd și cred că suntem destul de aproape de maxim. Și îmi va fi foarte interesant să văd ce se întâmplă în acest punct cheie de rezistență. Pentru că dacă voi avea un declin al indicilor, atunci ar trebui să se reflecte și în eurodolar. Foarte probabil să ne reflecte într-o scădere pe eurodolar și nu doar. Adică într-o apreciere a dolarului.
Poate fi și acest caz, nu? La 90 de zile undeva în această zonă de rezistență să avem o corecție, ceea ce ar însemna pe eurodolar cu spre dumneavoastră un val 4 spre zona 3233 și apoi un ultim rally, o ultimă creștere spre ținta noastră. Putem presupune acest lucru și are cu vedere scenariul. La expecție se corectează aici la sub rezistența aceasta temporară, revine și apoi crește pentru a atinge undeva, nu știu, maximum creștere și maximum în această zonă, și anume la 52 de, la 26 de săptămâni de maxim creștere și 52 de săptămâni de maxim și mai dinaintea lui. Și bineînțeles că am avut apoi un alt ciclu de încă 26 de săptămâni. Noi avem aici o vibrație de 26 de săptămâni, în care cred, acum nu dau seama dacă va fi maximul absolut aici sau va fi un minim ascendent. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu trendul în acest punct după 90 de zile. Mă aștept să am cel puțin o corecție de genul acesta, măcar o corecție minoră de gradul de, eu știu, 7-12 zile în această zonă. Care, bineînțeles, cum am spus, ar aduce eurodolarul pe suportul trendului intermediar. Și cred că acolo ar fi într-adevăr o oportunitate mai bună. Acum sunt aproape de praguri de rezistență. Creșterea a fost mult prea puternică. Distanța mea de care spuneam între suport și rezistență nu este foarte mare. Rezistența e importantă în această zonă. Iată, am și 1 pe 2 în ciclu de 26 de săptămâni, care a marcat trendul descendent anterior, maxime, dar pe momentul în care a adus noi valuri. Primul val de scădere, al doilea val de scădere și după aceea al treilea val de scădere. Văd această vibrație de 26 de săptămâni. Aici a fost oare minim al trendului intermediar ascendent. A fost o eroare de o săptămână. Și acum ar putea fi din nou un punct de inflexiune. Diviziunile au fost și ele importante, dar nu sunt. Aici avem 1 pe 3 și 2 pe 3 care ar însemna minim și maxim. Aici am avut tot așa 1 pe 3 și 2 pe 3. Și acestea au fost importante, mai mult în diviziunile. 1 pe 3 și 2 pe 3, adică 1 pe 3 aici, care a dat start la un orel și 2 pe 3, undeva, nu știu, m-a spus spre jumătatea lunii februarie. Cred că este mai probabil ca acela să fie un maxim jumătatea lunii februarie. Să vedem. Să vedem cum se va rezolva și situația de lege președinței. Sigur, nu se așteaptă schimbări majore, dar prețul a crescut destul de mult în ultima perioadă. Deci, deocamdată pentru noi, ceea ce este important e că trendul nostru, iată, rămâne în continuare ascendent. Vedem noi și pe grafice mai în vremuri intraday, de 4 ore. Trendul este intact și am avea de face cu o corecție mai mare dacă prețul depășește această linie a trendului. Înșe niște praguri de suport, iată cum a testat, cum a crescut. Poate fi un punct optim, ținând cont doar de trendul acesta minor și țintind încă un val ascendent. Dar stopul ar fi și aici minim, pentru că ar fi, cred eu, pericol să avem un declin sub această zonă. Ne-ar indica, de fapt, că acest declin s-ar putea extinde și ar fi foarte probabil să se extindă până la suportul trendului intermediare ascendent. Așa este mai normal să ne gândim că se va întâmpla undeva până în această zonă. O zonă cheie de suport. Aceasta este într-adevăr o zonă cheie de suport. Observați trendul intermediar ascendent și toți factorii care acționează asupra lui. Iată, aici este 1 pe 3 de range, 1,25, 1,50. Vibrația, da?
subdiviziunea 1 pe 2 din ciclu de 26 de săptămână, aici ar putea fi 2 pe 3, Ichimoku ca suport, 1 pe 3 ca suport, aici ar fi o zonă cheie de suport și, bineînțeles, linia trendului ascendent trasată din minim până în minimul dinaintea maximului, ca care urmă și aici am identificat o zonă importantă de suport, care dacă ar fi depășită, atunci am putea să spunem că trendul acesta al nostru ascendent de ultimele 6 luni, pur și simplu, este supus riscului și e foarte probabil să și capituleze. Cât timp acest trend rămâne intact, nu putem să vorbim de trend ascendent, nu? Cel puțin pe termen mediu, pentru că trendul intermediar reflectă evoluția pe termen mediu. Cine știe, poate va deveni un trend primar sau poate mișcarea descendentă va continua. Vom monitoriza ce se întâmplă, dar nu cred că va fi o mișcare amplă până mâine din orei 15:30 la conferința de presă. Haideți să vedem și părerea dumneavoastră, întrebări, discuții pe această temă. Eurodolar și nu doar eurodolar, eurojipui. O să vedem și eurojipui din dumneavoastră și participanților săptămâna trecută pentru al testeului pe ațintă eurojipui. Un USD-Yen, USD-Yen care iată își atinge ținta indicată cam repede, pentru că mă așteptam ca această zonă, iată o zonă, un target, o zonă de rezistență, vă aduceți aminte când am construit noi poziția undeva aici, în zona cheie de acumulare, în punctele 9, 11, 13, iată că prețul a ajuns în zona de rezistență, ceva mai repede decât ar fi trebuit, anticipând că acesta va fi un maxim la 52 de săptămâni și încă mai cred că acesta va fi un maxim. Așa că nu îi dau mai mult timp decât până în martie undeva acestui trend ascendent pe USD-Yen, după care o să urmeze o corecție și una mai consistentă, doar o corecție, știu, de 2-3 zile, cum am până acum, doar corecții minore. Am avut un pattern aici, dacă aceste 3 maxime după un trend ascendent, care de cel mai mult se solvează cu un dețin, în cazul acesta am avut un rally și, în general, acest rally este un rally de epuizare, adică după o creștere maximă vândute, avem un rally și pe care trendul se prăbușește. Mă rog, se prăbușește, avem o corecție mai importantă, știu, 300-400 de pips. Am putea să avem din nou același scenariu, pentru că iată, avem o zonă de rezistență, iar pentru cumpărătorii este un moment prieten să marcheze profitul. Dar asta nu înseamnă neapărat că pentru vânzători este un moment prieten să vândă, pentru că suntem la rezistență, pentru că nu sunt o rezistență. Este un motiv prielnic, eu știu, să marcăm profitul, normal, din fix, la rezistență. Dar ca să intrăm în piață împotriva unui trend puternic, avem nevoie ca de semnale că acest trend se va revărsa. Până acum nu avem astfel de indicii și nu putem să presupunem că el o să pice pentru că a ajuns la rezistență. Trebuie să vedem schimbarea de trend în trei pași. La străpungerea liniei trendului, testare, maxim descendent și apoi confirmare sub minimul anterior și putem să începem poziția să o construim de la testare din maximul descendent. Dar acum nu avem nimic de genul acesta, trendul ascendent este intact. El a ajuns la rezistență într-adevăr, dar totuși este intact. Nu este supus riscului niciun moment. Nu vorbim de așa ceva. Euro-GBP, GBP, Euro-GBP, GBP, nu l-am mai, dar o să-l punem și pe. E cam același lucru cu
aceleași principii ca în cazul USD-Yen, euro-Yen. Vă place într-adevăr EURGP. De ce vă place? Pentru că este foarte volatil. Avem practic cea mai slabă valută la momentul de față, yen, care face parte din categoria valutelor de refugiu, și euro, care s-a dovedit în ultima perioadă cea mai puternică din cadrul categoria valutelor de risc. Și iată ce creștere fulminantă avem de mii de pipi. Este aceeași teorie aplicată. Este undeva într-o zonă de rezistență, cum ai spus. Analizați maximele precedente, care sunt undeva la 52 de săptămâni. Tot undeva prin luna a treia, undeva aici ar trebui să se atingă și acest maxim, împărțiți range-ul acesta la undeva aici. Așa, mai duce până la 169, la maxim. Undeva aici cred că ar fi cel mai corect, la 169. Undeva la 95, împărțiți-l în treimi, optimi, patrimi, 7400, 2500. Deci puțin a trecut și el de treime, este undeva tot între treime și 15.8. Aici este treimea și 15.8. Este tot o zonă cheie de rezistență. Ar trebui marcat profitul, după părerea mea. Asta este clar. EURGP, USDGP nu diferă foarte. Suntem undeva într-un punct de genul acesta. Între 1 pe 3 și 15, mă rog, în acea zonă. Și ca timp, ca rezistență și ca preț. În 1995, fiecare situație este aparte în felul ei. Nu pot să știu care a fost situația în 1995. Poate să crească și acum, dar din punct de vedere al nouă rezistență, în sensul că a mă poziționa lung acum este foarte riscant să cumpăr o creștere parabolică. Dacă să vorbesc de poziționare lungă, într-adevăr, trendul meu e ascendent și nici de cum nu trebuie să încerc să mă lupt cu acest trend ascendent și să-l vând. Dar care să mă poziționez lung, trebuie să văd o retragere a acestui trend într-un punct cheie de suport. Să spunem că, nu știu, am aici timpul, o să încerc să analizez și acest trend de sus până jos, nu? Și o să-l împart în... pe el. De fapt, împart oricum o subdiviziune a acestui trend. O să împart și pe el în treimi, în pătrimi, în optimi, și vreau să văd o retragere a lui într-o zonă cheie de suport ca să mă pot alătura acestui trend. Măcar o retragere, eu știu, de 25 până la 33%, 33 va fi undeva aici, dacă trebuie să pun cu albastru. Mie nu este neapărat relevant. O să văd pe graficul daily mai exact linia de trend. O să văd o corecție, măcar o corecție de 2 până la 4 săptămâni înainte să mă poziționez în acest trend ascendent, pentru că risc astfel să o fac mult. Să fac dintr-un nivel mult prea ridicat. Nu mă ajută o corecție de, eu știu, o corecție de 2. Dar cea mai mică pe care o pot avea, măcar o corecție în această zonă. Cel puțin, dar aș prefera și mai mult de atât. Aș prefera și mai mult, o corecție mai amplă. Da. Obligatoriu am nevoie de o colecție de 4500 de pipi. Iată, în zona 121,
pentru a putea să mă poziționez dintr-un punct în care știu că dacă va fi străpuns, eu trebuie să ies, pentru că există riscul să scade și mai mult. Dar dacă eu mă poziționez lung aici cu gândul că poate să mai crească, el poate să mai crească, nu e problemă că nu poate să mai crească. Dar ce fac dacă scade 100 de pipi și ies? 100, 200, 300 de pipi și ies? Nu ies, pentru că nu am de ce să ies. Trendul meu se menține în continuare ascendent, este intact și atunci mă obligă să suport o pierdere de 500 de pipi în acesta. Pentru ce randament? Eu știu ce randament am, 430 va fi o rezistență. Distanța mea între suport și rezistență în acest caz este foarte, foarte mică. Am avut ceva rezistență. Probabil am 1 pe 2 din trendul descendent. Va fi și el un prag de rezistență. Nici măcar acesta nu este departe, dar este chiar zona aceasta, 130-132. Ar fi mult prea riscant să cumpăr creșterea aceasta, să cumpăr parabola aceasta, de creștere parabolică, puțin că destul de restrânsă, 3-400 de pipi, dar trebuie să susțin cel puțin 3-400 de pipi. Este greu să mă poziționez într-un astfel de timp. Chiar dacă aș putea să spun, da, e normal, e mai probabil, poate să continue, dar nu am spus ce să identific acele oportunități, acele setup-uri clare, care îmi delimitează, îmi arată faptul că eu cumpăr într-adevăr un suport puternic, un preț mic, nu un preț mare, pentru că atunci nu o să vândem aici în acest punct, să nu cumva să fac doar să-i ofer cumpărătorilor de jos șansa să se închidă, nu să iei să-i marcheze profiturile și apoi să rămân cu poziția lor și prețul să scadă. Acum am spus mai devreme, ideea este să anticipăm ceea ce piața o să creadă mai din timp și nu la sfârșit, general cine intră în trend la sfârșit. Cei care au nevoie de o confirmare că ceea ce fac ei este bine și anume să vadă că în trecut acest lucru s-a întâmplat. Dar nu au putut anticipa asta, dar după ce au văzut că tot a crescut, wow, aș fi putut să fac atât, aș fi putut să acum aveam atât, nu știu câte mii, zeci de mii de euro, hai să intru și intru chiar pe final și le dau oportunitatea cumpărătorilor să-și marcheze profitul în acel punct. Este o regulă a poziționării lung, până la urmă, într-un trend ascendent. Nu? Căutăm retrageri ale trendului în trendul ascendent, tocmai pentru ceea ce spuneam, că am stop loss-ul mic și chiar dacă 50% mi se adevărez din poziții, profitul va fi mult mai mare decât pierderea și voi avea acea disciplină de a ști și de a recunoaște momentul în care trebuie să ies cu pierde și asta este foarte, foarte important. Cam același lucru și despre GBP, GPU, bine, GBP-ul mai șchioapătă mai mult decât, știu, euro sau dolar, dar ideea este cam aceea și se pot evidenția același ciclu, același tip de analiză pe care trebuie să o facem. Am un trend primar descendent, care s-a schimbat, avem niște cicluri de 52 de săptămâni, părțim trendul descendent, putem considera că avem un rally de, eu știu, 3 pe 4, 1 pe 3, 5 pe 8, unde sunt de rezistență. Vom putea deosebi zone de suport și rezistență, de felul acesta. Avem rezistență care pot deveni rezistența de suport după ce crește prețul peste ea și tot așa. Bulina aceasta este de mai mult timp aici, prețul a ajuns în această zonă, dar asta spun să nu interpretați greșit aceste lucruri. O rezistență nu, pentru faptul că prețul ajunge la rezistență, nu înseamnă neapărat că este o oportunitate de short. Avem nevoie de mai puține motive să închidem
poziție, mai ales o poziție în profil, așa mai pierde, decât să deschidem o poziție. Deschidem o poziție, trebuie să avem motive mult mai multe. Marcăm profitul, o primă slăbiciune, da? Trebuie să marcăm la o zonă de rezistență. Da? Ca să vindem, trebuie să identificăm un trend descendent ca să putem să vindem. Asta este ceea. Și noi nu putem identifica aici un trend descendent ca să putem să vindem. Ce trend descendent putem identifica aici? Doar dacă vom avea o corecție intermediară. Acela ar fi un trend descendent pe care am putea să-l speculăm, dar până acolo mai este mult. La o locală corecție minoră. Adică vom vedea o schimbare a acestui trend intermediar ascendent și atunci de-abia atunci vom putea vorbi de a căuta oportunități de short. Haideți să vedem și alte instrumente. V-am arătat AudiCAD, am discutat pe el, am făcut analize pe el atâta timp. Iată că în fine prețul a sărit. Cred că m-a mai crescut 200 de pips. Ce o mișcare care nu m-a făcut și nu v-a făcut pe nici pe noastră să credem că avem de-a face cu schimbarea condițiilor din piață. Am spus și atunci, chiar dacă prețul ajunge, chiar dacă cotărilor scade, chiar dacă prețul mai revine, în acest punct, perspectivele rămân pentru el tot bearish. Nu ne interesează să găsesc acel punct de rezistență cheie și să intru în momentul în care evoluția în favoarea mea este iminentă. Asta ne interesează pe noi. Ce face ca acest punct să fie un cheie de rezistență? Pragul, da? Nivelul dinamic, trendul meu primar, străpunți testat și retestat. Timpul, 26 de săptămâni. Din nou acest ciclu care se respectă. Și prețul. Aici am 2 pe 3 din acest range. Aici a fost un nivel, de fapt vedeți acest nivel definit aici. De creșterea aceasta ulterior a fost la undeva 50%. Sunt o extensie. Iar acum prețul a revenit în această zonă cheie de rezistență. O triplă rezistență care ne indică nouă ce, că avem un risc scăzut. Asta nu înseamnă că dacă spun că avem un risc scăzut din altă, deschideți poziția cu expunere maximă că riscul este. Riscul este scăzut că stop loss-ul în pip și este mic. Dacă veți folosi volum mare, riscul va fi același. Riscul nu va fi scăzut pentru dumneavoastră la stop loss-ul în pip. Adică un procent a stabilit dumneavoastră din volum. Și bineînțeles că nu ar trebui să depășească 3% din balanța acum. Nu ar trebui, dar pășește de cele mai multe ori ce se face. Ne gândim mai mult la profit decât ne gândim la cât putem pierde. Asta este tipic pentru trader, în special pentru traderii începători. Acum vom presupune, nu că prețul va ajunge în conexie de suport. Asta vreau să spun prin nivele importante de suport și rezistență. Asta este important ca noi să reușim să identificăm. Vor fi tranzacțiile cu probabilitate mai mare de succes și cu risc. Haideți să vedem ce alte întrebări mai am. Sper că ați reușit să profitați și de această oportunitate, pentru că de mult timp vorbim de ea. Au fost postate analize foarte multe pe tema UBICAD. Prima dată chiar un participant la webinarii a sesizat o ieșire din trend, da? Și apoi am rămas cu acest setup ca unul dintre cele mai bune. Este o pereche mai tehnică și pentru că cele două valute nu sunt foarte sensibile la schimbările de sentiment din piață. Mă refer la raportul dintre ele. GBP, USD.
Spiritul nu este una din cele cu atractive, cum se putem continui, nu mai e de mult. Iată, el este într-o zonă cheie de suport. Am spus și data trecută, e mai probabil, a spune unul, să depășească acest suport, dacă nu acum, în viitor, pentru că oarecum este și influențată de sentimentul piaței, chiar dacă nu în aceeași manieră. Este chiar în punctul de suport al triunghiului simetric de aici, dar atenție că nu putem să vindem breakdown aici, nu putem să știi dacă el este fals sau nu este fals. Nu mă trebuie să mergem pe graficul daily. Să vedem disputa aceasta dintre suportul patternului care îl vedem pe weekly, deci suntem într-o zonă de suport al acestui pattern, al acestui weekly, și rezistența trendului descendent, al acestui ultim bar. Și vedem pe daily aceste lucruri, undeva pe aici este suportul. Da. Dacă suportul trendului va fi străpuns, așteptăm o revenire în zona de rezistență a trendului descendent pentru a ne poziționa bearish la PS. Dacă suportul o să se susțină, da, o să țină și nu vom avea o străpundere, o ieșire din timp, atunci vom aștepta ca trendul acesta descendent să capituleze. Noi ne-a ținut suportul pe trendul capitulează și apoi voi cumpăra pentru un nou val ascendent în cadrul acestei ultime. Ca să cumpăr suportul, nu pot să o fac acum pentru că trendul meu, valul meu acesta este încă descendent și trebuie să se schimbe ca să am încă un val ascendent. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla pe zona aceasta de suport. Deci, dacă optimizăm prin acest punct, putem să mișorăm puțin graficul daily, cred că este corect. Ok, este corect trasat. Discut aceasta, acum pot să măresc. Ciclurile nu sunt neapărat valabile, dar trebuie să uităm pe ele, dar erau rămase de la instrumentul dinainte. Sunt, cum am spus, între aceste două traduri, să vedem cum se va rezolva acest pattern a trendului și încă o valoare piese din trend. Vom căuta oportunități de vânzare pentru că e zonă bearish. Adică trendul meu, valul acesta este trendul descendent și pattern-ul ne indică tot o continuare bearish, triunghi, din triunghiul simetric. Nu a fost schimbarea acestui trend, este un indiciu că nu o să fie o străpungere, o ieșire din triunghi și mai probabil o continuare spre rezistența lui. Cam așa aș gândi această situație. Bine că va trebui să mai aduc câteva indicator, să adăugăm și un Ichimoku. Iată, Ichimoku este chiar zona de suport. Și el, chiar și Ichimoku, da? O să șterg linia aceasta, ați văzut care este ideea ei. Cu ce simplu să-mi reflect triunghiul. Iată, suportul triunghiul este marcat de norul Ichimoku. Ne spune și el că ieșirea în această zonă are perspective B. Deocamdată este chiar la baza lui Spana.
Și bineînțeles va trebui să căutăm să identificăm și posibile cituri de piață aici. Bine, dacă mai găsim și să introducem și factorul timp, suport sau rezistență, vom încerca să marcăm aceste minime, maxime, să vedem dacă acest minim ar putea fi o vibrație importantă și să acționeze ca suport. Și asta va trebui să includem în analiza noastră. Haideți să mai vedem și întrebări despre alte instrumente. În general, am avut parte de optimism în piață, nu se reflectă foarte bine, de exemplu, pe Audi. Audi, cea mai bine cotată valută ca randament, iată, am vorbit mereu și mereu despre zona aceasta de rezistență pe Audi, se vede zona 1.05, iată că prețul nu a reușit să treacă de această zonă de rezistență și probabil o să ajungă în curând în zona 1.01. Să vedem de aici. Ca perspective rămân în continuare beige, măcar până în această zonă. Până spre paritate. Chiar puțin sub paritate, undeva spre 0,99. El a dat dovadă de arăta rezistență, în ciuda, are și o rezistență din punct de vedere tehnic, dar a rezistat la optimismul acesta din piață, la interesul speculativ care a fost în ultima perioadă. Ceea ce arată o slăbiciune a Audi, eu știu, cresc speculațiile ca demanda să fie redusă și mai mult sau ca principalul partener de comerț China să încetinească și atunci Audi nu este cumpărat. Perspectivele sunt verici pentru cum să spune, zona de suport. Ar fi benefic un counter trend de 2-3 zile. Acum nu vom căuta să identificăm oportunități în nou trend descendent. Acesta o prevenire și apoi scade din acea zonă spre ținta menționată, prima aici 0. Tabloul este de cel puțin până aici, chiar spune eu mai mult de suportul ritmului și nivelul din 0. Deocamdată ținta vânzătorului probabil că asta va fi acest trend minor descendent de 400 de pipi. O să punem și GBP să depeste. Goldul mai mult stagnează. Nu-mi dau seama exact acum ce o să facă. Aștept să văd ce se va întâmpla cu prețul după 144 de zile aici. Am și desenat un pătrat de 144 de zile pentru că el a fost un ciclu dominant pe gold. Am acest range din ultimele luni, mai mult de un an chiar, zona 1550, cam așa, 1520-1550 până spre 1800. Da? Și am ciclu de 144 de zile și mi-am desenat un square aici, în pătrat. Da, dacă ar fi să iau, s-ar putea să am și o corelație 1 la 2, și anume între preț luând pur dolar pe uncie și timp. Am 144 de zile și vreo 280 de pips. Acest timp am un raport 1 la 2 timp preț. Aștept prețul într-o zonă cheie peste câteva zile, eu știu, spre final, spre jumătatea acestei luni. Dacă prețul va fi într-o zonă cheie, o să-mi dau seama de mine dacă acela va fi un maxim sau
minim, deocamdată nu mai știi în acest moment care, ce probabilitate este mai mare, știi, să crească undeva spre această zonă sau să scadă spre această zonă. Nu-mi dau seama exact, este o consolidare, nu m-aș băga pe așa ceva acum. Nu mai știu cum închidă probabilitatea. EURAUDU și GBP. Da, EURAUDU e un grafic, sperăm să țină tot așa. Debia a depășit punctul de rezistență 1.30. Putem spune că Debia acum ar trebui să înceapă creșterea. Sper să nu se întâmple ceva negativ, nu știu, prea negativ în zona euro, pentru că nu e neapărat o pereche de sentiment. Să fie ceva prea negativ în zona euro care s-a apropiat de mai multe euro față de euro. Teoretic, potențialul acestei creșteri este de peste 1000 de pipi. Sunt mergem cu mult mai sus, undeva spre 1.40. Așa că, putem spune că Debia a început, dar atenție pentru cei care au ratat momentul, așteptați retragerea ale trendului. Ratea și o revenire a prețului. Aici este mecanismul. Cam așa. Iar și o revenire a prețului în această zonă este tot bullish. Deci dacă scade 400 de pipi, este ok, pentru că ne va da oportunitatea de a identifica din nou un setup cu risc minim, stop loss-ul în această zonă, dar și potențial maxim. Vom vedea, va fi și aici o corecție. Poate după acest val ascendând o corecție spre 30. Pe pragul 3 GBP, lira yen, este ce se mai pune lira, este euro yen. Nu este foarte, foarte diferit lira yen de euro yen. Da, m-am spus, cam același tip de grafic, iată cum s-a pliat perfect euro GBP yen. Peste ce am pus mai devreme, îmi reflectă și aici ciclurile de timp, doar că aici revenirea nu a fost la fel de ampla. Împărțim și aici trendul, aici am minimul 116, aici probabil am 1 pe 3 o posibilă țintă. Undeva în această zonă ar trebui să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, trendurile cu iena, cu ien japonez, au nevoie de ceva anume. Au nevoie cel puțin de o corecție pentru a ne poziționa long. Iar pentru a ne poziționa short, avem nevoie de o schimbare a trendului intermediar ascendent. Acestea sunt cele două condiții obligatorii, pentru că trebuie să găsesc o cutie de sport sau rezistență, trebuie să pot să identific un trend. Iar a intra în acest trend ascendent acum poate fi riscant pentru că suntem prea sus. Trebuia să fim deja în acest trend, altfel așteptăm sau căutăm oportunități pe care să le anticipăm și nu să pe care să le alergăm după ce ele s-au petrecut. Cam, nu văd acum, am văzut oportunitățile pe ele în trecut când prețul stătea în range. Acum, sincer, nu le mai văd, pentru că eu ca să văd oportunitate de long în acest trend ascendent, am nevoie de o corecție într-o zonă cheie de suport. Și deocamdată nu văd așa ceva, așa că nici nu o să caut. Iar să mă lupt cu trendul ascendent, nu o să fac, pentru că și Japonia este hotărâtă să se lupte bine. Poate că acum se va mai tempera și ea. Cam asta ar fi ideea despre el. Nu regretați că a crescut atât de mult și n-a fost prezent. Vor fi alte oportunități, pentru că avem nevoie de corecție. Oricum poate să corecteze 2-300 de pipi.
care noi vom fi obligați să le susținem. A tranzacționa euro, e în lire, e în... Urmărind grafice mici, poate fi destul de periculos. Volatilitatea este mare pe aceste valute, aceste perechi de calități de chirituri. Cam asta, dacă am sărit vreo întrebare sau a rămas un instrument pe care îl urmăreați și de care nu am discutat, vreau să mai nu copy-paste pe întrebarea transmisă. Mult succes în perioada ce va urma. Cred că volatilitatea se va menține ridicată și în următoarele luni. Da, și toată volatilitatea însă și este un dușman a celor care se expune exagerat. Nu contează dacă au dreptate, dacă nu au dreptate, nu contează cât de bun sau nu sunt în trading. Expunerea cu volatilitatea nu dă deloc bine. Rezultatul s-ar putea să nu fie cel contat. Eu USD JPY, va lua în sus. De ce am să o iau USD JPY? Poate să o iau și în sus, v-am spus, dar nu văd un euro JPY acum. Nu mă simt safe să cumpăr euro JPY acum, pentru că nu știu unde să-mi plasez stop loss-ul în acest moment. Nu am o corecție după 9 săptămâni de creștere, așa că nu o să aleg acum de pe piață, ce cum așa gândesc eu. Poate să o ia mâine după trișie, dar s-ar putea să o ia temporar în sus și apoi să scadă. L-am spus, riscul unei corecții crește cu cât pe zi ce trece riscul este tot mai mare și cred că va veni în câteva săptămâni o colecție mai amplă în val de fani. Cam atât pentru asta, mulțumesc și eu pentru participare, tranzacții reușite, la revedere!